Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, iar a fost un concurs de la care ne face nouă ciudă în Harghita. Deci după ce s-a stabilit cea mai bună ciocolată din județ, da, în urmă cu vreo două luni, am postat, acum s-a trecut la prăjituri. Am văzut și pozele. Da, e foarte grav. Este cu poze. Ha. O prăjitură cu coacăze negre a fost desemnată cea mai bună prăjitură artizanală. A fost realizată de Pal Cila, proprietarul unui atelier de prăjituri artizanale din localitatea Sânt Simion. Notează, Luca, Sânt Simion. Dă pe Waze, vezi. Prăjitura are mai multe straturi, ingredientul principal fiind coacăzele negre, și conține și caramel și ciocolată. Juriu spune, e un desert complex în care domină gustul de fructe. Ai văzut poza? Da, e tort. Nu e tort, măi, e o prăjitură. E prăjitură, Luca. Bine, e mare rău. Și bucata aia cu caramel e de... Pa, ce să... E, uite, are un macaron deasupra. Da, pe ăla după... e de decor, mă. Nu e de decor, ăla e reperul, știi. Luca, tu ai o secțiune acolo. Tu ai secțiune din prăjitura respectivă. E o secțiune, un macaron pe ea. Prăjitura macaronul... se cheamă... Stai puțin, lasă-mă cu macaronul, cu nu știu ce. Ce să mai vorbim atâta cu macaronul? Este ceva îngrijitor. Știi cum e când faci poză cu ziarul ca să se vadă data? Macaronul e pus ca să vezi cât de mare e prăjitura. Înțelegi că nu există macaron. Adică ție se pare mare sau... Da, e o prăjitură mare, da. Îmi place. Da, am chemat-o pe Julie la noi, că prăjitura asta, să vedem dacă numele spune ceva. Prăjitura se numește... Hangergö. Ai... Cum? Hangergö. Ce înseamnă? Hangergö. Stai, mă, unde ai văzut Hangergö? Este... N-ai e sus. Așa. Lasă. Hangergö. Așa. Hangergö. Rulată ar însemna aici. Eu încerc să mă gândesc la, poate, o combinație de... Ruladă? Da, nu neapărat rulată. Crezi că poza au greșit poza? Nu cred că au greșit. Poate că este o combinație de sortimente, de fructe, că e, sunt multe. Nu știu. Așa. Pe locul normal, Hangergö... E rulat. Da. Rulat. Să știi să ții minte, da? Când mergem la Sfânt Nicolau, intrăm. Pomanzi. Spunem, intrăm în așa, zice Ioregeld. Bună dimineața, asta știu. Hangergö. Hangergö. Cum se zice aveți? Hangergö. Von Hangergö. E simplu, măi. Gata, von Hangergö. Von Hangergö. Cea mai simplă variantă. Știu pe ce să răspunde, tu ce zici? Că să răspunde ceva. Ești atent ce se întâmplă. Dacă ți arată ușa, nu prea are. Dacă îți pune pe masă ceva, verifici dacă are macaron în vârf. Și dacă e asta, Hangergö premiat. Cum se spune, arată-mi? Nu există. Nu există în ungurești așa ceva. Pe locul 2 s-a situat o prăjitură realizată de Iaca Benriete Rita, de la o gelaterie din Odorheiu Secuiesc. Prăjitura poartă numele de Madara și Șelet și conține semințe de dovleac, zmeură și brânză de vaci, fiind un produs creativ și delicios și având un aspect unic datorită culorilor sale vibrante. E asta cu brânza de vaci, da, prin deserturi nu mâncă. Nu, Madara și Șelet? Madara și Șelet. Felia de mădăraș. Praf am fost. Mădăraș. Deci Madara și Șelet? Madara și Șelet. Madara și Șelet. Am felia de mădăraș. Dar mădăraș ce este? Arată, mi-am adus aminte. Da. Dar ce înseamnă Mădăraș? Mădăraș e o localitate. Aha. Păi de din Odorhei de... Secuiesc. Da. Felie de localitate. Ce tare. Felie de Odorhei. Da, și fiți atenți. Tot la... Ai mâncat o felie de București? Eu nu. Da, dar nu cu brânză de vaci. Păi, cu brânză de vaci... Cu mascarpone, da. Dulce. Da, dar parcă nu e de dulce cu brânză de vaci. Dar nu-mi place textura, da, brânzei. Și încă una, în sfârșit, ultima, adică cea de pe locul 3, fiți atenți. Deci tot gelateria, tot la gelateria din Odorheiu Secuiesc a fost pregătită și prăjitura Estenaș. Am zis bine? Da, mamă, ce tare, sunt Estenaș, care s-a clasat, cum ziceam, pe locul 3. Ingredientul principal al acestei prăjituri este mămăliga, dar include și nuci și dulceață de măceșe. Aici mă bag. Băi, cu mămăligă mă bag orice ar fi. Deci o prăjitură cu mămăligă? Oricând. Este foarte tare. Da, vai mămăliga, poți să merg așa? Da, vai mămăliga. Mămăliga. Mămăliga? Da. Ce v-am făcut, mă, săraci? Voi, acum ați ajuns săracii de voi să faceți prăjituri din mămăligă, mă. Vai. Deci, e bună? Da. V-au asigurat mămăligari, mă, Giulie. Este o zi. Bunicul meu, care era oltean, mânca mămăligă cu dulceață. Deci vă dați ce combinație am în familie. Olten cu unguri. Deci. Tare. Foarte tare. Deci în Odorheiu Secuiesc e o gelaterie care a luat locurile 2 și 3. Da, deci cât de departe o fi Sânt Nicolau de Odorheiu Secuiesc? Să mergem. Să mergem, clar. Să cercetăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.